Avem strâns undeva la 6 de câini pe străzi, sigur este mult, este puțin, sunt undeva în adăpostul de muncă a Sucevii 1300 de câini, suntem într-o colaborare acolo și cu o firmă privată. Până una alta mergem tot pe bază de sesizări acolo unde sunt haite, unde sunt câini mari, câini periculoși, în zona școlilor în primul rând, dar nu numai. Deci vă rog, faceți solicitări la primărie. Deci acolo trebuie să avem o eficiență, nu putem alerga după doi câini în 8-15 ore, mergem în Burdujeni. Deci când mergem într-un cartier, rugămintea mea, domnul Bărzaru, anunțați asociației proprietari să se pregătească, să știe din timp. Și acolo unii mai sunt oameni care ascund câinii. Dați-ne o mână de ajutor să putem să-i prindem.